Salutări din București și bine ați venit pe încă ceva. Numele meu este Marius, iar pentru cei care nu știu acest canal, pe încă ceva găsiți foarte multe chestii legate de entertainment și de asemenea merch store ca să susținem în canalul într-un fel. De asemenea, puteți să participați pe tot felul de alte metode. Există foarte multe chestii legate de entertainment, podcast-uri entertainment, de de filme, carte, jocuri, film și multe, multe altele, seriale și mai departe. Azi am și eu o reacție. De obicei nu mai fac atât de multe reacții pentru că nu am prea avut la ce, dar iată că a venit în sfârșit un trailer care merită să reacționăm la el. Așa că un teaser trailer, nu un trailer, așa că fără să am timpul, hai să ne vorbim puțin despre the teaser trailer for The Eternals. Live reaction, ca să zic așa. <laughs> place și muzica. Dar cea mai bună parte cred că este cum arată. Deci la nivel de culoare, cred că e prima dată când văd footage from Marvel who's trying to be very cinematic. L-am văzut singură dată înainte de asta, vă spun și vouă o chestie asta. Special nu am vrut să-l văd în detaliu, ca să nu... Îmi place foarte mult cum arată, îmi place foarte mult scopul, ca să zic așa. E mult mai grounded la culori și mult mai um, mult mai uh, real, ca să zic așa. Deși eu sunt... e și ciudat să spui asta, când te gândești la ce filme a făcut Taika Waititi, și nivelul de full-blown cartoonishness, ca să zic așa, din ele și apoi te uiți la ăsta, vezi o diferență mare de tot, dar trebuie să recunosc că din punct de vedere cinematografie, well, it doesn't look half that bad, Asta e adevărul. Acum să ne înțelegem, scenele astea de la început în care vedem cave people, ca să zic așa, nu vor fi decât la fel, vor fi foarte puține. O să avem mai mult de, o să fie un montaj ceva. Nu mă aștept să avem uh too much lingering on this. Cred că va fi ceva legat de Icaris și Sase. Că altfel nu, nu, Cred că chiar cred că doar asta o să vedem, de fapt. Your memory from times long gone. Ok, așa doi sunt în aceeași sală, se uită la același lucru, pentru că am îndoiat ceva, o chestie în spate, ok, ok, și mai e și Sprite acolo, ok. Pentru cine nu știe, așa, quick crash course, dacă vreți să facem un clip, am tot, tot promis clipuri, dacă vreți să facem un clip despre Eternals, despre Jack Kirby și Neil Gaiman's Run, că sunt două run-uri mari și acum au un reboot, practic în universul Marvel au fost uciși, cred că acum vreo... 4-5 ani și mai știu când, ca și personaje au, fost, au dispărut și acum au fost reintroduși, sunt, există un nou run în care a introdus un nou concept din Universul Eternals cu un fel de matrice reorganizatoare unde ei învie în Eternum, ca să zic așa, pentru că se numesc The Eternals, da? ei sunt virtual immortal, practic, chiar dacă pentru că ei care sunt run unil game el este ucis, dar re, se reîntoarce de undeva, o să le vedeți acolo și din câte am înțeles film va fi bazat pe romanul lui Neil Gaiman în care Sprite, cel mic sau cea mică în cazul de față, e a bit of a troublemaker, ca să zic așa, dar hai să vedem mai departe aici. O chestie foarte bună la costume design, știi, când te uiți la costume design la Marvel, e chestia asta, știi, de used item, știi, nu e perfect, știi, brățările alea sunt așa mai ponosite. Știi, they were, they were born. Ca să zic așa. Da, interesant cum au ales să portretizeze celestial knowledge as if magic. Ok, ok. Sunt mai multe epoci aici, în regulă. Pumnalul ăsta albastru, tot. Nu pot să nu observi această uh, parte de. Sursei foarte pregnantă, În ei practic ai o dată, de două ori Sursei, de trei ori Sursei, adică e mereu. Ce e îmbrăcat în verde este ea. Aici vedem că se întorc cu în Babilon, din câte pare, ia să vedem. Tac, tac. Mhm. 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 Somewhere in the fucking Middle East, asta e clar. Asta ar trebui să fie Babilon, probabil, pentru că sunt alea, sunt suspendate. E faza aia, îmi place că uh, This November, dacă vă uitați acolo în This November, există acel DNA, uh, acea rună, care de fapt e un DNA strand. Și aici e interesant. Ce are ea aici în toată camera asta? This November, ok. Avem ceva egiptean pe aici, avem și picturi. Ah, asta e ceva oricum modern, avem și o veioză. Deci suntem undeva aici în The New Epoch să zicem așa, vorbim despre tot felul de chestii. Aici ne întoarcem la Cersei care din nou, iar Cersei din nou, center stage cele mai multe ori, și văd că se întoarce aici în Babylon and then back into London. A, asta e probabil o... Aha, pentru ce, nu, pentru ce nu știe povestea lui Gamer în practic în run său să zicem așa Eternals ei chiar dacă mor se renasc și nu au amintiri până când nu trebuie sau ceva de genul ăsta până când trebuie să fie reactivați ca să zic așa cei nu mor nu mor nu mor dar în cazul în care mor pentru că vor rezume că pot fi nu sunt ei sunt virtually immortal dar nu sunt virtually indestructible ca să zic așa și la un moment dat dacă mor se rena, renasc dar nu mai au amintirile neapărat toate dar și le pot aminti probabil și scena asta în care să se merge prin Londra, dar și amintește cum era cândva. Asta nu prea o înțeleg eu cu we guided, we sheltered, we teached, we taught sau știi ce mai parte, dar nu am intervenit. Bă, ați intervenit. Asta e Sprite din nou. Uite cum am cheamă pe ok. Ok, unde suntem aici? Ăla din spate roșu, nu dau seama ce e, dar probabil ți-a eternal acolo. Aici la fel e moment de readucere a minte, de Remember, remember the 4th of November. Ok, aici mai avem niște puteri, niște treburi, aici este. Asta, în din nou, Cersei. ideea este că ce se întâmplă aici pare să fie The Unimind. The Unimind e o chestie pe care Eternal îți această chestie în care se ușunesc creierile, puterile, dacă vreți, într-o singură ființă care e conștientă, da? e capabilă de, e sentientă, care poate să fie și al lui the poate să fie și parte din The Prime Eternal. E o altă poveste complicată. Și aici, din nou, ne întoarcem la Cersei și Icarus, care a cărui costum nu prea seamănă cu el. Their love story și aici avem prezentări ca să ne dăm seama. Ok, ok, ok. Kit Harrington because the Black Knight. Shotul ăsta cu ei așa on the outside, știi? Adică spune că ca, practic cam care relevanța, relevanța Personal, pentru că o altă chestie interesantă, e că pe posterul oficial spune With Salma Hayek, With Kit Harington and With Angelina Jolie. Ceea ce mă face să cred că Angelina Jolie, Salma Hayek și Kit Harington vor fi sidetracked, mostly, știi? Ok, acum e foarte dificil să ai o o reacție uh, nu știu dacă e pozitivă sau negativă, mă uit la el îmi place overall ce văd îmi place cinematografic, povestea o știu cred că din Neil Gaiman va fi un film foarte greu de realizat în schimb din punct de vedere al pentru că sunt mult prea multe, cred că personajele centrale vor fi Icaris, Sasei și cam atât și restul se vor învârti în jurul lor și și vor reacționa la ei, ca să zic așa, pentru că în altfel n-ai cum. Ceea ce mă pune de asemenea pe gânduri, este ce faci cu ei după aceea. Îmi place faptul că sunt, merg în continuare pe acest space theme, dacă vedeți unde e logo-ul Eternals, știi? Iar scena aia cu Captain Rogers, că nu spune Captain America is dead, spune Captain Rogers is dead, uh, who should, scena asta finală de Shaorma, știi, din Avengers Man, I'm not so hard on it. Mhm, uh -huh. I could. I don't know, I don't, you know, what you don't like the acting. Something is off, Sasha. Something is fairly off. ca și trailer sunt intrigat, o să mă uit la el, îl aștept nu cu nerăbdare. E un teaser ăsta, nu e un trailer propriu zis. Așteptăm și trailerul la Strong în care să vedem că de cât the action about it. Mi-e frică de două chestii, mi-e frică. Mi-e frică de filmul ăsta pentru că atât de multe personaje de să poți să le ofer context de revenire, Știi, de, de unde au fost, cine sunt, nu o să o poată să o facă, garantat 100%, deci va trebui, vor trebui să aleagă câteva, două dintre personaje, maxim trei, pe care să le dezvolte cu adevărat. Mi-e că dacă nu fac asta, o să fie un film de trei ore și să ar putea să fie Boring AF, dar nu e 100% clară chestia asta. Ce mai cred că e ciudățel uh, în toată asta este cum vor reuși să balanceze actul 3. În momentul în care Kit Harington se uită la un nor de furtună, probabil că este Celestial Host, coming back, pentru că cine nu știe, The Eternals, practic, se au ca singur scop protejarea Pământului până așteptarea venirii uh, hostului. Hostul este armata, nu armata. Este o vizită oficială, spunem, a Celestials, acestor entități cosmice, care vin să uh, verifice felul în care se desfășoară actuarile pe Pământ sau pe planetele pe care le-au sădit cu viață. Și atunci, e puțin ciudată, este asta, pentru că foarte multe lume vine întreabă, domnule, ce nu au de ce nu au participat? Clar și de Avengers, de ce nu au participat la mare bătălie cu Thanos? Și atunci e foarte posibil ca The Awakening, să zic așa, să vină tocmai în contextul uh, snapului știi, după snap să-i fi trezit. Mai e o chestie interesantă aici, pentru că Mercury sau Mercury, whatever the fuck her name is, Flash, da? E foarte, când stai și citește cărțile la toate, e posibil să fi întâmplat ca ea să fi rămas, ca unii să fi rămas în viață în timp ce alții se mers la hibernare. I don't fucking know. Sunt curios, sunt intrigat. Vreau să vă film cu siguranță. Dacă trailerul ăsta cât de mult ajută, I don't know, this film is not yet rated. Foarte ciudat. Filmul e gata din 2020. 2019 cred că e gata. Și 2020 și it's not yet rated. Interesting. It's gonna be PG-13 anyway, so fuck that. Dar, la cinematografie stă bine, stă chiar foarte bine la cinematografie. Îmi place tot ce înseamnă colorizare. chiar cum să spună, domnule, dar e destul de flat așa, nu e deloc popping. Îmi place, se potrivește momentan ca stil, ca vizual, ca fel în care e uh, prezentat, I'm down with it. I'm down with it. Actoria, I don't know. Sincer, nu știu. Sper să reușească să facă filmul ăsta bun, pentru că dacă nu o să iasă un X-Men wannabe, kind of, știi? Thing. Care e ciudată că nu ai origin story propriu Probabil că o să avem Act 1, va fi origin story only. Act 2, avem The Awakening și prezentarea lui Kit Harrington. Act 3, All Out War Crisis needs to be challenge diverted, and so on, so on. Să vedem, chiar sunt curios. Chiar sunt curios de filmul ăsta. Sunt mai curios de decât adică de, de, de Spider-Man. Tocmai cauză că e o franciză e nouă, E diferită față de ce fac de obicei, au un backtrack de a reuși să livreze pe francize de genul ăsta, dar există și multe failure points și de sunt sunt foarte curios dacă va fi ok. Anyway, cam asta e reacția la, la trailer. Dacă vreți să vedeți, dacă vreți să facem un clip despre uh, Jack Kirby's Run, Eternals și uh, Neil Gaiman's Run, puneți acolo în comentarii, știu că am promis multe clipuri. Probabil că o să vin și asta înainte să vină filmul. Și le mulțumesc că pe Patreon, oamenii în cum încă ceva, oamenii care fac clipul asta posibile. Dacă vreți să vă cumpărați ceva interesant de pe merch nostru, go ahead, încă shop și evident, până data viitoare, nu rămâne că să vă urez, vizionare plăcută, numai de bine, baftă!